Vă salut pe toți cu mare drag. Și dacă ar fi să vă recomand să vizitați un anume loc de pe pământul acesta, e Țara Sfântă, Israel. Aici ne aflăm la Marea Galilei, la Marea Tiberiadei, lacul Genezaret sau Kineret, cum îl găsim în Sfânta Scriptură. E locul acela în care Domnul Iisus Hristos i-a așteptat pe ucenici cu pește și cu pâine după învierea Lui și după acea noapte în care ei s-au chinuit să prindă ceva și n-au reușit să facă mare lucru. De asemenea, e locul acela în care Mântuitorul îl interoghează pe Petru cu acea întrebare: Petre, mă iubești tu pe mine? Cu acea întrebare prin care îl pune în fața acestei decizii de a se dedica totalmente în a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Personal simt o mare bucurie și am o mare emoție să fiu în aceste locuri, având în mintea mea tot ceea ce s-a întâmplat citind în Evanghelie, și simt acel parcă simt acel moment pe care l-a trăit Petru când, stând aici față în față cu Domnul Iisus Hristos, a fost provocat, l-ar urma pe El toată viața și din toată inima. Aceea vă doresc tuturor și chiar vreau să vă încurajez: vizitați Țara Sfântă, vizitați locurile astea, călcați cu bucurie, aflați mai multe informații, umblați pe urmele Mântuitorului, vedeți locurile în care Mântuitorul a făcut minunile, în care a rostit anumite cuvinte, și cel mai mult cred că mintea voastră se poate deschide să pricepeți cu alți ochi evenimentele pe care le citiți în Evanghelie și în toată Sfânta Scriptură. Așa că cu mare drag vă recomand, vizitați Israelul, rezervați-vă timp pentru o vizită de felul acesta, pentru o excursie, pentru o vacanță în Israel, și nu veți regreta niciodată. Așa că vă salutăm! Shalom de la Marea Tiberiadei!